privire la cerințele înaintate de PSRM sunt diferite. Suntem în așteptarea unei poziții comune a PAS și DA. În dependență de răspunsul blocului, acum vom veni și noi cu un răspuns clar referitor la întrevedere și oră. Igor Dodon a luat parte la deschiderea Forumului Economic Internațional, care are loc în aceste zile în capitala de nord a Rusiei. Moderatorul oficial al ceremoniei, Kir Simons, a declarat că astăzi Moldova se află între giganții geopolitici și a adresat o întrebare destul de dificilă. Cum își construiește țara politica și cum supraviețuiește în astfel de condiții? Ce a spus președintele Moldovei în această privință, aflați în următorul nostru material. Vă zădali ucin hăroșii văpros. По поводу того, как мы выживаем в этой ситуации. Я думаю, что... Ați adresat o întrebare foarte bună. Cum putem supraviețui în această situație? Cred că Republica Moldova ar putea deveni în curând un exemplu de echilibru. Ce este specific? Avem o frontieră comună cu Uniunea Europeană. România este aproape un membru al UE și NATO, blocului militar. Nu avem o graniță comună cu UEA, deoarece Ucraina este între noi, dar avem un acord cu UE și CSI. Между нами Украина. Но у нас есть соглашение и с Европейским Союзом, и с СНГ. Igor Dodon a adăugat că în prezent Moldova cooperează atât cu Uniunea Europeană cât și cu CSI și a primit statutul de stat observator în cadrul UEA. Nici o țară din regiune sau din lume nu are o astfel de politică economică echilibrată, a afirmat șeful statului. Acest lucru se reflectă în ceea ce se întâmplă în teritoriul țării. Țara este aproape divizată. 50% doresc apropierea de UEA, 50% de UE. Și există regiuni în care 90% sunt pentru una sau alta. De ce vreau să mă opresc la asta? Ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani în politica mondială, regională? Foarte adesea jucătorii mari au stabilit condiții pentru țări ca noi. Alegeți, fie cu noi, fie împotriva noastră. O astfel de abordare sau șeful statului a numit-o greșită și inacceptabilă pentru Moldova, în primul rând pentru că în țara noastră există regiuni precum Găgăuzia și Transnistria, unde mai mult de 95% dintre concetățenii noștri sunt pentru apropierea cu Rusia. Există și regiuni de centru în care peste 70% din populație sprijină integrarea în Uniunea Europeană. În astfel de condiții este imposibil de ignora dorințele oamenilor, dar trebuie de găsit o opțiune care să se potrivească tuturor. Principiul și sau o politică externă echilibrată este singura cale de ieșire. Pentru că dacă Moldova se confruntă acum cu alegerea, una sau alta, situația va exploda. Politica echilibrată pe care am urmărit-o în ultimii un an și jumătate sau doi ani poate determina faptul ca noi să devenim un exemplu pentru toți. Astăzi, ideea unei Europe unificate de la Lisabona la Vladivostok dobândește un impuls în lume, iar Moldova, într-un astfel de proiect de integrare, poate deveni o punte între vest și est, de aceasta este sigur Igor Dodon. Va funcționa? Desigur. Este greu pentru țările mici, dar cred că avem o șansă reală să facem asta. Și acest lucru se poate întâmpla în următoarele două zile, din momentul formării unui guvern corespunzător în Moldova.